Vom avea o citire din Sfânta Scriptură, mai mult ca un motou și ca un generic pentru lecția din seara aceasta. Eclesiastul, capitolul 9, de la versetul 13 la 16. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 13 la 16. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic. A împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Amin. Iubiții mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, începem în seara aceasta un studiu pentru familie, pentru familia creștină, pentru familia arătată de Sfintele Scripturi. Și există multe abordări în domeniul acesta. Ciclul acesta de 8 lecții face parte dintr-o serie intitulată Modelul Trinitar al Familiei. Modelul Trinitar al Familiei. O să vedeți pe parcursul acestor lecții de ce l-am intitulat așa. În seara aceasta ne propunem să punem fundația, ne propunem să așezăm temelia și apoi să avem pe ce construi mai departe. Dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, vom avea 8 lecții și primele 4 lecții se vor ocupa de un anumit aspect al modelului trinitar în familia creștină, iar următoarele 4 se ocupă, următoarele 4 lecții se ocupă de un alt aspect de asemenea important pe nivelul relațiilor, relația soț-soție și rolul și modul de funcționare și a soțului și a soției, și a bărbatului și a femeii în familia creștină. Va trebui așadar, începând din seara aceasta, să punem această fundație și cu îngăduința dumneavoastră asta vom face în această seară. Așa cum ați observat, am citit motoul acesta din Eclesiast, capitolul 9, și în acest scurt pasaj apare un mare paradox, apare un mare contrast și se pune, desigur, o întrebare. Dacă cetatea aceasta este așa de mică, de ce trebuia o armată așa de mare? Dacă cetatea aceasta mică se nominalizează în ea un singur personaj, cu siguranță că erau mai mulți, dar unul singur este nominalizat și acela este un om sărac. Ce fascinație și ce atragere și ce atracție are împăratul acesta mare și puternic să vină asupra cetății, să ridice întărituri puternice și să vrea pe orice cale să stăpânească această cetate, să cucerească această cetate. Și m-am gândit la imaginea aceasta atunci când m-am gândit la familia de azi, familia creștină, familia după modelul Scripturii.
Trăim într-o lume în care împăratul lumii acesteia și puterea întunericului ridică mari întărituri împotriva familiei, împotriva familiei creștine, împotriva familiei credincioase. Mari întărituri. Înăuntrul acestei cetăți sunt câțiva oameni, soțul, soția, copiii, bunicii. Această mică cetate este asediată, este atacată, este sub foarte, foarte multe atacuri. Singura cale înainte, și o să vedeți formularea pe care am găsit-o, singura cale înainte, dragii mei, este drumul înapoi. Adică înapoi la Dumnezeu, înapoi la Scriptură, înapoi la modelul divin al familiei credincioase. De ce se află familia într-o așa mare criză astăzi? Familia creștină și familia în general. De ce oamenii redefinesc căsătoria, redefinesc relația soț-soție? De ce nu mai prețuiesc nașterea copiilor și educarea copiilor? De ce nu se mai ocupă nimeni de ridicarea unor familii puternice după Scriptură și după învățătura Cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că familia aceasta este sub atacul acestui împărat puternic. Singura soluție este reașezarea pe temelia Scripturii, reașezarea pe temelia Cuvântului lui Dumnezeu, reîntoarcerea la Dumnezeu și punerea lui Dumnezeu ca sursă și centru a acestei familii. Așa că va trebui să lucrăm la temelie în seara aceasta și să definim ce înseamnă temelia acestei familii, ce înseamnă fundația pe care trebuie să o punem și pe care să putem mai apoi construi. Criza aceasta nu este numai socială sau culturală, este o criză în primul rând spirituală. Abia apoi este una morală, una socială și una culturală. A început cu criza spirituală, adică oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dacă vă mai amintiți, cei care au trăit în România, sub sistemul ateu, sub sistemul comunist, acolo un mecanism demonic încerca să distrugă autoritatea unor părinți sfinți, a unor părinți puternici. Acel mecanism demonic, ateist și comunist, a încercat să distrugă valoarea și autoritatea conducătorilor spirituale, adică tații și preoții din familie să fie anihilați, să fie îndepărtați. Mari lideri spirituali, mari oameni ai lui Dumnezeu, mari părinți au sfârșit-o în închisori și au fost arestați și au fost urmăriți. Și așa se face că la ora aceasta, la aproximativ 22 de ani după Revoluția din 89, România nu are lideri puternici. Pentru că România nu are tați puternici, nu are părinți puternici. Pentru că 50 de ani de zile sistemul comunist a distrus și a anihilat autoritatea acestor părinți și a încercat să distrugă autoritatea acestor părinți. Credem noi că nu a reușit și credem noi că nu a făcut-o în întregime, dar criza de conducere, criza de caracter, criza de integritate spirituală care există la ora asta în România vorbește în direcția aceasta. Credeți dumneavoastră că noi în capitalism o ducem mai bine? Credeți oare că aici în America, pentru că n-am avut parte de sistemul comunist sau ateist, o ducem mai bine? Nu o ducem mai bine deloc, pentru că împăratul acesta care a asediat familia și care a asediat cetatea, a avut planuri și a avut strategie de atac și aici în lumea aceasta
materialistă, în lumea aceasta capitalistă, aici unde s-a pus foarte mult accent pe individ, s-a pus foarte mult accent pe independență, s-a pus foarte mult accent pe plăcere, s-a pus foarte mult accent pe proprietatea mea și pe ce vreau eu și pe dorințele mele și plăcerile mele. Așa se face că la ora actuală, dragii mei, America și societatea de vest se confruntă cu un sistem secularizat și cu un sistem așa numit postmodernist, lipsit de valori spirituale, lipsit de valori absolute. Încă în secolul XIX, la sfârșitul secolului XIX, a existat un filozof german, Friedrich Nietzsche, și foarte interesant cum a cultivat el ideea aceasta și cum a prins ideea aceasta și a făcut mare succes în această ideologie postmodernă sau postmodernistă, pentru că are o carte celebră, The Will to Power, și mantra lui sau afirmația lui de bază este următoarea: There are no facts, there are only interpretations. Totul este cum interpretezi, totul este cum ți se pare, totul este cum ai tu gustul și ai tu gândirea și ai tu plăcerea să vezi sau să interpretezi un lucru. Așa se face, dragii mei, că din păcate și în lumea aceasta de vest, în care noi, să zicem, ne-am refugiat de comuniști, am fugit de sistemul ateu și am crezut că scăpăm și am crezut că ajungem într-o țară cu frică de Domnul și am crezut că ajungem într-o țară unde Evanghelia este la ea acasă și este îmbrățișată și este cultivată. Iată, astăzi ne confruntăm în America cu o cultură și cu o filozofie și cu o gândire postmodernistă. Nu sunt deloc un simpatizant al catolicilor, dar face sens să folosesc ilustrația aceasta și să aduc în atenție din cuvântarea actualului papă, care a avut-o în 2005, acest Benedict al XVI-lea, cel de-al 265-lea papă al Bisericii Catolice. El a ținut o cuvântare și a spus așa, a zis: societatea postmodernă trăiește sub dictatura relativismului. Sub dictatura relativismului. Odată eram în România și o mamă m-a rugat foarte mult să vorbesc cu fiul ei care fusese botezat, care fusese activ în biserică, fusese implicat în slujire în biserică și acum nu mai respecta absolut nicio valoare și spunea: nu mai există pentru mine nicio valoare absolută, totul e cum vreau eu, totul e cum gândesc eu, totul e cum îmi place mie. Și m-a rugat foarte mult să stau de vorbă cu fiul ei și l-am invitat la o discuție și întrebarea cu care am început a fost aceasta: cum o duci sub dictatura relativismului? Cât mai reziști, cât o să mai reziști sub această dictatură? S-a uitat așa ciudat la mine și a zis: ce vrei să spui? Cum poți să gândești în felul ăsta? Am spus: este exact acest adevăr dureros. Lumea trăiește sub dictatura relativismului, adică este extraordinar de greu să trăiești într-o lume care nu are valori absolute. Odată e albă, odată e neagră, odată e dreaptă, odată e strâmbă, odată e adevăr, odată e minciună. Funcționează pentru unii, nu funcționează pentru alții. Unii vor așa, alții vor altfel. Și altul zice: domnule, dacă eu așa vreau, dacă mie așa îmi convine, dacă pentru mine ăsta este adevărul, poate pentru tine e altul. I don't care dacă pentru tine e altul. Pentru mine ăsta este. Asta este dictatura relativismului și sub imperiul acestui atac se găsește familia în această societate de vest. Adică drogurile sunt ok, homosexualitatea este ok, divorțul este ok, recăsătoria este ok și toate aceste lucruri li se spun bun venit. Și ce este mai trist, dragii mei, și mai grav este că între familia din biserică și familia din lume,
E diferență mică. Îmi pare rău să trebuiască să fac afirmația asta. Și nu o fac numai pentru ca să stârnesc, știu eu, un sentiment din acesta radical de afirmații interesante, dar, din păcate, aceasta este realitatea. Avem și în biserică divorțuri, avem și în biserică probleme, avem și în biserică familii cu probleme, avem și în biserică familii care nu mai au valori sfinte, valori spirituale. Și dacă te uiți la familia din biserică comparată cu familia din lume, din afara bisericii, există ceva diferență. Nu spun că nu este nicio diferență, dar diferența este mică. Este mică. A dispărut imaginea tatălui, a dispărut imaginea soțului, a dispărut imaginea preotului familiei, a rămas numai muncitorul acela care trebuie să aducă bani acasă sau care trebuie să satisfacă nevoile și plăcerile și dorințele soției sau ale soțului. A dispărut imaginea acelei soții, acelei mame, acelei femei sfinte din Proverbe 31, acelei femei care este în planul lui Dumnezeu ajutorul potrivit. A rămas poate sluga, a rămas poate roaba de acasă, a rămas doar obiectul acela de atracție pentru satisfacerea unor nevoi sau a unor plăceri. Unde credem noi că este problema? Una din probleme, cel puțin. Nu avem, dragii mei, o abordare holistică, nu avem o abordare integralistă. Dacă mergeți în Christian Bookstore, dacă mergeți în librării sau mergeți în biblioteci, să știți că rafturile sunt pline de cărți și de materiale, DVD-uri și CD-uri și cărți de toate felurile, pe toate subiectele. Cum să devii o persoană mai bună, 7 pași, 5 pași, 12 pași, cum să îmbunătățești relația ta și viața ta intimă, 7 pași, cum să devii un tată de succes. Sunt o grămadă de materiale, o grămadă de resurse care s-au concentrat pe anumite aspecte, pe anumite subiecte specifice. Fie că este vorba de problema divorțului sau de problema educației sau de problema relațiilor sau viața intimă și toate tehnicile și toate ideile care sunt puse în discuție. Necazul cel mai mare, rezolvarea conflictului, necazul cel mai mare este nu avem o viziune biblică, nu avem o viziune integralistă, nu avem o viziune holistică, adică întreagă. Majoritatea acestor autori sunt PhD, sunt doctori cu școli puternice, cu pregătire puternică, dar în domeniul consilierii sau în domeniul psihologiei. Nu neapărat când este vorba de scriptură, acolo argumentele sunt mai slabe. Și viziunea lor și abordarea lor din punct de vedere biblic, din punct de vedere scriptural, lasă foarte, foarte mult de dorit. Dacă ne uităm în Matei, în capitolul 19, versetul 8, mai departe, vedem o scenă foarte interesantă, când au venit fariseii la Domnul Iisus și au spus așa: fariseii au venit la el ca să-l ispitească și au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce i-au zis ei, dar a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa.
Vedeți, Domnul Iisus le-a arătat problema, le-a arătat situația, le-a arătat cauza, dar i-a dus la început, i-a dus la ziditor, i-a dus la creator, i-a dus la cel care a inițiat familia și care a zidit familia și care a gândit familia în primul rând, anume la Dumnezeu. Ce vom face în următoarele minute? Vom încerca să punem această fundație și să arătăm ceea ce am numit simplu, așa m-am gândit eu că va fi destul de simplu și de ușor de înțeles, acest model trinitar al familiei, adică a gândi și a avea un concept trinitar. O să vedeți de ce am spus asta. Când vrem să înțelegem familia, nu începem cu hai să definim bărbatul, hai să definim femeia, hai să vedem cum lucrează, știu eu, reacțiile chimice și hormonii și gândirea ei și sunt o grămadă de lucruri mai mult sau mai puțin interesante, mai mult sau mai puțin hazlii despre, bărbatul este așa, femeia este așa, diferențele dintre ei, asemănările dintre ei. Toate acestea sunt importante. Și vom ajunge cândva pe parcursul lecțiilor noastre și la asta. Dar dacă vrem să înțelegem familia, întâi trebuie să plecăm de la întrebarea cine a creat familia și cum este cel care a creat familia, cum este Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dacă vrem să înțelegem familia creștină, familia credincioasă, familia cum a gândit-o Dumnezeu, trebuie să plecăm de la înțelegerea efectivă a lui Dumnezeu. Așa că acest model trinitar îl vom găsi mai ales și în primul rând în Sfânta Treime, adică în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegem, deși este un mister și este o taină, această unitate și această esență și această natură a Sfintei Treimi, de aici trebuie să plecăm și de la asta trebuie să construim. În creație și atunci când l-a creat pe om, Dumnezeu a intenționat de la bun început ca familia să reflecte imaginea Sfintei Treimi. Adică în familie soțul și soția să experimenteze și să devină un duh, un suflet și un trup. Iată ce spune Geneza 1:26. Să facem om după chipul nostru, și acolo este Elohim, este forma plurală a lui Dumnezeu. Adică cum este Dumnezeu unul singur și totuși este la forma aceasta Elohim, la forma aceasta plurală. Să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Un alt text care ne ajută în înțelegerea aceasta, Deuteronom 6:4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. În ebraică, măcar că suntem aici într-o sinagogă, într-un templu evreiesc, asta vine așa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Iarăși forma plurală. De ce v-am citit în ebraică, să vedeți că apare forma aceasta plurală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul, dar este acest Elohim, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Interesant este textul pe care îl spune Mântuitorul în Ioan 14, versetele 25-26. N-am să vă las orfani, ci am să vă trimit un mângâietor. Am să vă trimit, adică mângâietorul Duhul Sfânt pe care îl voi trimite și pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Și acolo când spune mângâietor, când spune am să vă trimit un paraclet, în limba greacă este alos paracletos. Alos paracletos înseamnă de aceeași natură, de aceeași esență, de aceeași valoare, de aceeași calitate cu mine. Dacă ar fi fost diferit, ar fi spus heteros paracletos, adică un altul. În traducere s-a pierdut asta, de aceea v-am spus cum vine în original și aici avem
lecții, avem studiu biblic unde ne oprim și unde zăbovim și unde încercăm pe cât posibil să lămurim anumite lucruri. Deci ce spune Domnul Iisus? Cel care vine este Duhul Sfânt, dar mai mult ce spune El este cel care vine este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează, sunt activi, sunt la lucru și lucrează cu voi ca persoane și lucrează cu voi ca familie și lucrează cu voi ca biserică, ca și comunitate. Ioan 16:15, tot ce are Tatăl, prima persoană din Sfânta Treime, este al meu, adică Iisus Hristos, Fiul. De aceea am zis că Duhul, Alos Paracletos, acel Paraclet care va veni, acel Mângâietor, va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi. Iarăși un verset care arată foarte simplu și clar prezența Sfintei Treimi, adică adevărul acestui Elohim, adevărul acestui model trinitar. Asta vreau să înțelegeți și să construim foarte clar și limpede. Apoi Ioan 17:21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Vorbește despre această unitate dintre Fiul și Tatăl. Vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt care va veni să lucreze și să locuiască în noi ca să realizeze această unitate între noi și Tatăl, între noi și Fiul, între noi și Duhul Sfânt. E foarte important acest concept. Știți, nu există în Scriptură expresia Sfânta Treime. Nu există. Să nu o căutați, că nu o găsiți. Odată, într-o zonă undeva aici în America, eram păstor într-o biserică și un frate a venit și a zis: dumneata, lași tinerii să plece în misiune. Să-mi arăți unde scrie în Biblie cuvântul misiune. Pentru că nu este biblic ca tinerii să meargă în misiune. Numai, comuniștii sau securiștii trimiteau în misiune. Să-mi arăți în Biblie unde scrie cuvântul misiune. Și am zis, am să-ți arăt unde scrie cuvântul misiune, dacă mi-arăți unde scrie cuvântul Sfânta Treime. Atunci și eu îți arăt unde scrie cuvântul misiune. El era ispitit, săracul, la gândul că nu găsește cuvântul misiune. Așa se face că nu găsim expresia Sfânta Treime, dar găsim prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în creație, în mântuire, în lucrare, pretutindeni. Matei, ultimul citat, Matei 18:19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, acest model trinitar există în Sfânta Treime. Dumnezeu, una în esență, una în natură, una în calitate, este reprezentat în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Și este această Sfântă Treime foarte clară și foarte bine definită în Sfânta Scriptură. În ce mai găsim modelul trinitar? Mai găsim chiar în natura umană, în ființa umană. În felul cum Dumnezeu l-a creat pe om. Știți cum l-a creat? Trup, suflet și duh. Trup, suflet și duh. Iată ce spune cartea Genesei 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, trupul, i-a suflat în el suflare de viață, Duhul lui Dumnezeu, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Observați toate cele trei componente foarte bine definite și subliniate aici în Genesa 2:7. Isaia 57:15. Eu locuiesc, spune Dumnezeu, în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Duhurile smerite și inimile zdrobite. Și nu se referă la inima aceasta de carne, sau nu se referă la trup, se referă la suflet, se referă la duh, se referă la trup, se referă la toată ființa umană care este la rândul ei trinitară. Trup, suflet și duh. Ezechiel 36:26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din voi inima de piatră și voi pune inima de carne.
Vedeți cât de bine e subliniat din nou, un duh nou, o inimă nouă în locul inimii de piatră, așa cum spunea Domnul. De ce, au zis fariseii, de ce ne-a dat Moise cartea de despărțire? Din cauza că aveți o inimă de piatră. Din cauza că aveți o inimă de piatră. Anul trecut, păstorii penticostali din România s-au întâlnit, ei de câțiva ani se întâlnesc, trebuie să fiu foarte atent cum spun asta, nu doar pentru că înregistrăm, ci pentru că e important să înțelegeți, dar e frumos că se întâlnesc la o conferință anuală și acum 2 ani, sau anul trecut, nu vreau să greșesc, s-au întâlnit ca să discute despre divorț și recăsătorie. Și un pastor a prezentat varianta căsătorie, divorț și recăsătorie ca fiind posibilă. Altul a prezentat varianta divorț și recăsătorie ca fiind imposibilă. Altul a prezentat varianta divorț și recăsătorie ca fiind aplicabilă în situații cu totul speciale. Și au plecat acasă mai confuz decât au venit. Pentru că e foarte, foarte important să înțelegem ce spune Scriptura și Domnul Iisus a zis foarte clar, din cauza că în loc de inimă de carne, aveți o inimă de piatră. Dar la început, n-a fost așa. La început, n-a fost așa. Sigur că în aceste 8 lecții nu ne vom ocupa de divorț și recăsătorie, așa că nu vă stresați deja de pe acum, dar în lecțiile viitoare se va ajunge și acolo. Fratele Lazar în februarie va fi în România și va prezenta un seminar de familie tocmai discutând și tocmai abordând aceste foarte spinoase, delicate și sensibile subiecte și ele trebuie, neapărat trebuie lămurite și clarificate în lumina Sfintelor Scripturi. 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Observați cât de clar, cât de precis modelul trinitar apare în ființa umană. Până și luat trup, suflet și duh, putem să vorbim despre o ramificație trinitară. Dacă ar fi să vorbim de trup, am putea să vorbim despre oase, carne și sânge, acest model trinitar. Dacă vorbim de suflet, putem să spunem sentiment, rațiune și voință, iar dacă vorbim despre Duhul omului, putem să vorbim despre atributul comuniunii și uniunii cu Dumnezeu, care se realizează la nivelul Duhului, a cunoașterii prin revelație, care se face la nivelul Duhului și mai ales conștiința, acea funcție radar a Duhului pe care o avem. Cum spune Pavel într-un loc în epistolele lui, zice, Duhul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, a fost acolo de față și a dat următoarea evaluare sau următoarea judecată. Iată deci, și modelul ființei umane este un model trinitar, a doua ilustrare. În Eclesiast 4:12 avem un text foarte frumos unde Eclesiastul vine și zice, știi, dacă lucrează 2, au o plată mai bună, dacă sunt atacați, pot să stea împotrivă și să lupte împreună mai bine, dacă unul este slab și cade, celălalt îl ridică, dacă este singur și așa descurajat, se pot încuraja, se pot îmbărbăta. Dar frumoasă este și foarte surprinzătoare este concluzia. Concluzia este și funia împletită în 3. Deci tot timpul vorbește de 2, iar la cheie, la soluție, la concluzie, vine și spune funia împletită în 3 nu se rupe ușor. Și înseamnă că există acest concept trinitar în conceptul
Sfinte Treimi, în conceptul creației și în conceptul ființei umane, până și la nivelul familiei. Nu am posibilitatea, dacă aș avea o cariocă sau ceva, să vă arăt, dar e simplu, un exercițiu foarte simplu. Dacă faceți un triunghi, da? Un triunghi cu laturile egale și jos la bază puneți bărbatul și aici puneți femeia și sus puneți pe Dumnezeu. Și trageți linii orizontale din loc în loc în acest triunghi. O să observați ceva. Cu cât bărbatul se apropie de Dumnezeu, cu atâta este mai aproape și de soția lui. Cu cât bărbatul se apropie de soția lui, cu atâta este mai aproape și de Dumnezeu. Deci, această coordonată verticală definește și coordonata orizontală. Această coordonată orizontală definește și coordonata verticală, relația cu Dumnezeu. Ce este însă interesant și frumos este că bărbatul nu merge în familie și în comuniunea lui de familie, nu merge la Dumnezeu la orice oră și oricând, 24/7, și are accesul deschis. Și Petru vine și face lumină în asta și spune, zice, bărbaților, purtați-vă cu, cum zice bărbaților? Cu înțelepciune cu nevestele voastre. O traducere mai precisă, mai exactă, zice, purtați-vă cu nevestele voastre în măsura în care le cunoașteți. Foarte frumos, foarte frumoasă această traducere. Dar el vine și spune, să faceți lucrul acesta ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cu alte cuvinte vrea să spună, nu crede tu că la nivelul unității care este trup, suflet și duh, care este trinitar, care este atât de intim, cum nu mai există pe pământul acesta ceva mai intim și mai pur și mai profund, nu crede tu că mergi la Dumnezeu și îți rezolvi problema cu Dumnezeu, dar cu soțul tău ești certat sau cu soția ta ești certat și ești certată cu soțul tău sau ești certat cu soția ta. Deci trebuie să-ți imaginezi triunghiul acesta că bărbatul va merge la Dumnezeu trecând pe la soție sau soția va merge la Dumnezeu trecând în relația aceasta rezolvată cu soțul ei și cu partenerul ei de viață sau cu soțul și cu soția. Deci acest triunghi vi-l recomand ca model. Deci modelul trinitar în Sfânta Treime, modelul trinitar în ființa umană și acum, în al treilea rând și în ultimul rând, modelul trinitar în istorie. Modelul trinitar în istorie. Adică până și istoria omenirii are această structură trinitară. Adică vom privi familia și vom privi bărbatul și femeia și relațiile și absolut tot din această perspectivă. Din perspectiva actului creației, din perspectiva actului căderii și din perspectiva actului răscumpărării. Și vom vedea că toate aceste trei și-au pus amprenta pe familie, și-au pus amprenta pe om. Iată ce spune atunci când vorbim despre actul creației. Actul creației l-am mai intitulat și vremea inocenței. Interesant că înainte de cădere, în Genesa, în capitolul 1, ultimul verset este acesta. Zice, și omul era gol și nu era rușine. Era într-o stare de inocență. Sigur că era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. Sigur că era în prezența lui Dumnezeu. Sigur că era ceea ce teologii Vechiului Testament numesc Shekaina, numesc slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Nu era goliciunea la care mintea coruptă de astăzi se gândește și mintea Adamului vechi și corupt percepe goliciunea. E vremea și timpul inocenței, acest
această perioadă în actul creației. Și iată ce spun textele, Genesa 1, 26 la 28. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul, în limba ebraică este tselem acolo, termenul, o să vedeți că este important asta, după chipul nostru, după asemănarea noastră, și în limba ebraică este demut, cuvântul în limba ebraică este demut pentru asemănarea noastră. Deci este Elohim, pluralul, de care deja am vorbit, am lămurit. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Deci, atunci când vorbește de chip, este termenul tselem, care înseamnă replică. Omul este o replică, ca o replică a lui Dumnezeu. Și la asemănare este acest demut, care înseamnă model. Când e vorba de imagine, când e vorba de chipul lui Dumnezeu, sunt trei școli de teologie. O școală vine și spune, zice, e vorba doar de un simplu substantiv, atâta tot. Din școala asta fac parte Luther, Calvin, Grudem mai încoace spre noi. Apoi o altă școală de teologie vine și zice, imagine înseamnă absolut relațional, are valoare relațională acest cuvânt tselem, acest cuvânt chip și imagine. Și din școala asta fac parte Barth și Brunner. Și apoi alții vin și spun, este și relațional, dar mai important este funcțional. Adică Dumnezeu i-a dat omului chipul și imaginea pentru că a vrut ca omul să aibă o funcție, să aibă o misiune, o chemare. Da? Adică ca și cum un împărat când merge și cucerește un loc, acolo îi se ridică statuia acelui împărat și fiind acolo statuia acelui împărat, fiind acolo chipul acelui împărat, se știe că cel care domnește peste locul acela este acel împărat. Și Dumnezeu a vrut să spună, îmi pun chipul meu pe Adam și pe Eva, îmi pun chipul meu pe om și pe om îl fac stăpânitor pe pământ. Dar el nu este stăpân ca unul care este proprietarul pământului, proprietarul pământului e Dumnezeu. Doar omul este acolo ca reprezentant al lui Dumnezeu și stăpânește pământul și administrează pământul și lucrează pământul în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Proprietarul e Dumnezeu. Și să știți că lucrurile nu s-au schimbat până în ziua de astăzi. Deci a treia școală vine și spune este funcțional. Aici sunt niște teologi care, nu știu dacă mai are rost să îi numim, Wolf, Hokema și alții. Asta nu e important, e important să înțelegem că omul a primit o slujbă și o misiune specială de la creație. Omul a primit daruri și atribute speciale pentru ca să-și facă slujba. Și atunci, asta trebuie să înțelegem. Familia are rădăcinile în actul creației divine. Familia a fost și este planul divin creat de Dumnezeu. Familia a fost creată pentru a reprezenta pe Dumnezeu pe pământ. Familia a fost creată ca să guverneze și să administreze pentru Dumnezeu. Familia va exersa guvernarea aceasta prin procreere. Adică Dumnezeu a spus, voi doi, Adam și Eva, nu puteți stăpâni tot pământul. Dar planul este ca voi să guvernați pe pământ, să-l administrați, să-l lucrați, să-l îngrijiți. Dar pentru asta trebuie să vă înmulțiți. Și v-am dat acest atribut, această calitate. Aveți în voi misterul acesta al vieții și al nașterii și al procreierii. Dar țineți minte, copiii pe care îi primiți sunt un dar de la mine și trebuie să-i creșteți pentru scopul acesta divin. Cu alte cuvinte, noi suntem pe planeta aceasta nu ca stăpâni, adică nu avem titlu de proprietate, știți?
n-avem absolut niciun... Avem titlul de proprietate, avem pe pământ, avem pe case, avem pe mașini, da, e numai o iluzie, ele nu sunt ale noastre. Ele ne sunt date doar spre folosire. Cel care stăpânește cu adevărat, cel care este cu adevărat proprietarul, este Dumnezeu. Ce spune Scriptura? Al Domnului este cerul și pământul cu tot ce e pe el. Noi suntem administratori. Dar în creație, în actul creației, Dumnezeu a venit și a zis: vreau ca omul să fie, să mă reprezinte, să stăpânească în numele meu, să guverneze în numele meu, să administreze în numele meu, să o facă pentru mine. Și mi-am pus amprenta pe el, mi-am pus chipul pe el, mi-am pus imaginea pe el și el mă reprezintă. Acesta este rolul și aceasta este misiunea omului de la bun început. Dumnezeu guvernează întreg universul, omul guvernează pământul, însă ca reprezentant al lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul universului și al pământului, omul doar lucrează și administrează proprietatea lui Dumnezeu. Adică noi suntem un fel de caretakers, noi suntem un fel de stewards și avem un fel de joint stewardship. Și femeia, și bărbatul, și copiii, familia, ei au un joint stewardship și ei trebuie să administreze lucrarea lui Dumnezeu. Am fost la cineva nu de mult care avea o casă de 2 milioane și noi cu soția și cu copiii și cu cine mai eram acolo, ne minunam, wow, 2 milioane, wow, ce casă aveți, ce... Și mi-a plăcut foarte mult remarca lor, a zis, nu, casa asta nu e a noastră. Noi nu o administrăm. Aici aducem homeless-ii, aici dăm masă pentru homeless, aici ținem oameni cu săptămânile, aici oricine poate să vină și să stea și să doarmă, casa asta nu e a noastră. Casa asta e a lui Dumnezeu, noi o administrăm. El e proprietarul, el e stăpânul. Asta trebuie să se aplice și la mașină și la absolut orice altceva. E prea puternică tendința aceasta de azi, e al meu, uite ce mi-am făcut, uite ce mi-am construit, uite ce am zidit, uite ce am rezolvat și câte lucruri grozave am făcut în viață. Deci, apoi este actul căderii. Și asta am numit-o vremea rușinii. Actul căderii. Genesa 3, versetele 7-8, este această cădere în gol, dacă vreți, cum spunea fratele Cui la timpul de rugăciune, această ascundere păcătoasă. Domnul a zis despre rodul pomului din mijlocul grădinii, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care nu era departe. Știți unde era? Care era lângă ea. Și, probabil că citiți, ba nu citiți. Știți pe de rost. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Vremea rușinii, actul căderii, își pune amprenta pe absolut orice. Absolut orice există în lumea aceasta are acest model trinitar. Actul creației, actul căderii și actul răscumpărării. Este această cădere în gol, este această rușine, este această ascundere. O să vorbim foarte pe larg despre toate astea.
și cu consecințe foarte grave. Geneza 3, 16, 19. Femeia i-a zis Dumnezeu, când i-a făcut judecata, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Observați ce consecințe grave sunt în urma acestei neascultări, sunt în urma acestei căderi, a căderii în păcat, a căderii în gol. Căderea în păcat a rupt relația cu Dumnezeu, relația pe verticală. Căderea în păcat a rupt relația între soț și soție, relația pe orizontală. A făcut asta și între oameni, a făcut asta și între frați, a făcut asta și între prieteni. Căderea în păcat a corupt și a pervertit natura umană. Căderea în păcat a adus omului durere, suferință și în final moarte. Căderea în păcat a distrus toată armonia în creație. Căderea în păcat a dus la moarte și la distrugerea întregii creații. Vedeți, aici nu mai e timp așa de mult ca să discutăm despre testul acesta al libertății și al ascultării. Pentru că Dumnezeu, când a creat universul și a creat lumea și a creat pământul și a creat cerul și a creat absolut toată creația, ce a spus? Să fie lumină și a fost lumină. Să fie soare și a fost un soare. Să fie un luminător peste noapte și a fost luminătorul peste noapte. Da? Și toate au ascultat la cuvântul lui Dumnezeu și au venit la cuvântul lui Dumnezeu. La om n-a zis să fie om și a fost om, nu? Ce a făcut la om? A luat pământul, l-a frământat, l-a cu mâinile lui, cu înțelepciunea lui, cu dragostea lui, cu puterea lui, a lucrat la el. Acum omul trebuia să treacă acest test al ascultării la rândul lui și el. Trebuia să dea această probă și să treacă acest examen al ascultării. Necazul este că omului s-a dat libertatea de a alege și de a face decizii, dar după ce face decizia și după ce face alegerea, nu mai are absolut nicio libertate asupra consecințelor. Asta nu vrem noi să înțelegem. Noi credem, lasă că, uite, o să-mi permit lucrul ăsta și nu o să se întâmple nimic. Nu o să fie nicio consecință. Nu, absolut orice facem, absolut orice decidem, absolut orice alegere facem, dacă este o alegere bună, are consecințe bune. Dacă este o alegere rea, are consecințe nefaste, are consecințe grave. Ce a spus Dumnezeului Cain, chiar înainte de momentul crimei? 4:7, Geneza 4:7. Dacă faci bine, consecința va fi frumoasă, clară, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, atunci păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine și tu trebuie să-l stăpânești. În momentul când ai deschis ușa, ai terminat. A, zice, dar numai o minciună. A, zice, dar numai m-am uitat. A, zice, dar numai am vorbit, nu avem nimica, numai vorbim la telefon. Nu avem nimica, nu ne-am întâlnit, n-am avut niciun fel de atingere, numai vorbim la telefon, discutăm, el se plânge de necazurile lui, ea se plânge de necazurile ei. No, there is no such thing. Absolut orice decizie faci, dacă decizia este bună, consecințele sunt bune. Dacă decizia este rea, consecințele sunt rele. Ai deschis ușa, pe ușa aceea să știi că intră diavolul. Tu zici, e numai
un gest, e numai o atitudine, e numai o expresie, e numai un cuvânt, e numai un hag, e numai ceva. În momentul când ai deschis ușa, să știi că intră. N-are nicio rușine, n-are nicio milă, n-are niciun fel de reținere, intră ca să distrugă. Și Domnul Iisus e foarte, foarte radical la punctul ăsta și vine și spune: hoțul nu vine decât să junghie, adică să fure întâi, apoi să junghie și ce face? Lasă pe om cu o lovitură fatală? Nu, zice să distrugă tot, să prăpădească tot. Ieremia 17 vorbește foarte frumos, foarte clar și foarte puternic despre natura coruptă a omului. Zice, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Deznădăjduit de rea. Domnul Iisus e atât de dur și atât de drastic când vorbește cu farisei și cu cărturarii și le spune, Ioan 8:44, zice, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ăsta e tatăl vostru, așa le-a spus. Foarte tare, foarte clar, foarte apăsat. Pavel, la rândul lui și el a fost la fel de dur și la fel de clar. Și a spus Romani 1:21-25, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava lui Dumnezeu, slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, deci Ieremia avea dreptate, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. E foarte, foarte grav și foarte periculos terenul acesta. Adică să te lase Dumnezeu în voia pornirilor tale. Să te lase Dumnezeu în alunecarea aceasta. Pentru că ai deschis ușa, pentru că ai făcut o decizie. Și decizia aceea a fost rea și urmările sunt nefaste, sunt grave. Prima minciună pe care a spus-o diavolul omului, a spus-o în grădina Eden, atunci când a spus, alegerea voastră nu are consecințe nefaste. Alegerea voastră nu atrage după sine pedeapsă. Neascultarea de Dumnezeu, minciuna, păcatul, nu va avea nicio consecință. Așa a fost? N-a fost așa. A fost cea mai mare minciună. Și asta spune și astăzi. Să știți că diavolul nu e foarte deștept. Adică are câteva minciuni cu care boxează ființa umană. Îl ține în tingi, îl ține în colț, în corner. Dar e foarte ușor să-ți dai seama de minciunile lui atunci când stai pe cuvânt, atunci când stai pe Scriptură. Atunci când mergi la Dumnezeu și vezi ce spune Dumnezeu de asta. El vine sigur și zice, nu așa a zis Dumnezeu. Nu veți muri, luați, mâncați, permiteți-vă, duceți-vă, faceți, cu tare. Nu se întâmplă nimica. Go ahead. Și este această minciună care duce la moarte. Și este foarte gravă consecința ei și consecința neascultării și consecința păcatului, sigur că este moartea. Plata păcatului este moartea. Ultima minciună, o să vedeți de ce zic ultima, ultima minciună a diavolului a fost pusă tot într-o grădină, în fața unui mormânt pecetluit și apoi, mai târziu, în fața unui mormânt gol. Știți ce a zis? Nu a înviat. Nu este înviere. Nu este înviere. Tot ce este aici. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri.
să ne permitem orice, să ne facem de cap, să ne destrăbălăm, să câștigăm cât mai mulți bani, să avem cât mai multă plăcere, să obținem tot ce vrem în scurta noastră existență, că așa, așa, după moarte, nu mai este nimic. Observați cum diavolul ține ființa umană între aceste două minciuni puternice, în aceste două minciuni care îl țin rob. Adică, făcut are lucru că nu are nicio consecință. Asta a spus în Eden. Nu are urmări grave, nefaste. Și a avut. Apoi, când l-a câștigat și l-a cucerit, îi mai șoptește o a doua și ultimă minciună și spune: fă-ți de cap cât vrei, că și așa nu mai este după moarte nimic. Nu mai este înviere, nu mai este cer, nu mai este judecată, nu mai este răsplată, nu mai este nimic, nu mai este nimic. E zero. Mare, mare mincinos. Tatăl minciunii. Și ultimul lucru, deja 5 minute, dacă mă mai îngăduiți, actul răscumpărării. Deci, conceptul trinitar l-am privit în trei tablouri. În tabloul Trinității, în tabloul ființei umane și în tabloul istoriei. Istoria ca și actul creației, actul căderii și actul răscumpărării. Și dacă la actul creației am zis vremea inocenței, dacă la actul căderii am zis vremea rușinii, atunci la al treilea act, actul răscumpărării, o să-i spunem vremea harului. Vremea harului sau vremea lui Hristos. Vedeți, tot timpul ne îmbrăcăm în ceva. În perioada inocenței suntem îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. În perioada păcatului ne facem șorțuri din ce putem. Dumnezeu ne dă haine de piele, ne îmbracă rușinea, ne acoperă rușinea și golul, dar acum în răscumpărare, în Hristos, este o altă haină. Te îmbracă în Hristos, te îmbracă din nou Dumnezeu. Genesa 3:15, prima promisiune: vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Isaia 7:14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Galateni 4:4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, sămânța femeii, născut sub lege. Fapte 3:19-21, pocăiți-vă, le-a spus Petru, și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, adică pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Deci observați, în răscumpărare se are în vedere recuperarea omului, se are în vedere salvarea sufletului, se are în vedere salvarea familiei, se are în vedere salvarea bisericii, se are în vedere salvarea oamenilor, a lumii, se are în vedere reabilitarea sau restaurarea întregii creații. Și ce spune Petru în epistolă? Cerul și pământul vor arde, vor trece și vor veni ceruri noi și pământ nou. Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Deci, în încheiere, Hristos a venit în lume să mântuiască ce era pierdut și jertfa Lui a deschis omului și familiei drumul spre Tatăl. În Hristos, transformarea se produce la nivelul inimii, la nivelul minții, metanoia. Această relație face ca omul să audă din nou cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i vorbească din nou. Asta este frumusețea. Asta este tot farmecul familiei. Să practici viața cu Dumnezeu în familie. Să practici prezența lui Dumnezeu în familie. Nu pot să-mi imaginez cum este acea familie care nu aude glasul Domnului. Acea familie în care soțul, soția, copiii nu știu să stea înaintea lui Dumnezeu și să audă glasul lui Dumnezeu și să-L asculte, să-L practice. Pentru că asta e voia lui Dumnezeu.
Voia lui Dumnezeu este ca familia ta să devină din nou acel colț de rai în care Dumnezeu să vină la tine, să vorbească cu tine și tu să-L auzi și tu să-L asculți. Și tu, și soția, și copiii, și toată cetatea aceea mică. Poate săraci în felul lumii, poate săraci în felul pământesc, poate săraci în ceea ce aleargă lumea să câștige, dar bogați în Hristos, bogați în Dumnezeu. În Hristos familia are o chemare și o misiune divină. Și așa cum ați văzut, nu s-a schimbat nimic din misiunea aceasta și din chemarea aceasta. Și încheiem cu 2 Corinteni 4, cu 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Adică, ce vom face în aceste lecții? Îl vom lua pe bărbat și o vom lua pe femeie și vom lua soțul și vom lua soția și vom lua familia și vom merge la Scriptură și vom zice ce a spus Dumnezeu la creație. Ce s-a întâmplat cu bărbatul, ce s-a întâmplat cu femeia, ce s-a întâmplat cu familia la cădere. Ce se întâmplă acum în Hristos și prin răscumpărarea lui Hristos din nou cu bărbatul, cu femeia și cu familia. Îi trecem pe toți, trecem copiii, trecem părinții, trecem soțul, trecem soția, trecem toată familia prin aceste trei acte. Asta vom face în următoarele trei lecții și vom încheia ciclul, primul ciclu de patru. Deci asta a fost ideea și dorința de a pune fundația biblică și fundația înțelegerii trinitare asupra faptului că totul are acest model trinitar. Și în Sfânta Treime, și în ființa umană, și în familie, și în creație. Și trebuie să vedem cum a fost la început, ce s-a întâmplat datorită căderii și ce se întâmplă acum în Hristos. Nu o să vin la dumneavoastră să vă spun statistici de cum se comportă bărbatul în situația cu tare, cum sunt o grămadă de materiale de psihologie, de specialitate care sunt mult mai bune decât pot eu să vă spun. Ce vreau însă să vă spun este că ne întoarcem la Scriptură. Ne întoarcem la cuvânt, ne întoarcem la Hristos, ne întoarcem la Dumnezeu. Singura soluție de a merge înainte este să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem, să-L punem pe Dumnezeu în centrul familiei, să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieții, sursa și centrul existenței noastre. Asta e singura șansă. În orice casă mergi, în orice familie mergi, orice probleme sunt, bottom line este asta. Este Dumnezeu în centru? Este Dumnezeu la cârmă? Este Dumnezeu care vizitează familia asta și vorbește familia asta și familia asta aude și ascultă? Sau familia asta nici măcar nu are Dumnezeu, nici măcar nu are altar, nici măcar nu are cuvânt, nici măcar nu are relație cu Dumnezeu? Vin la biserică, sigur, că așa e frumos și religios, dar nu sunt restaurați în Hristos. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm ca în aceste întâlniri, în aceste lecții, să putem parcurge cu familia, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții, cu toată familia, prin cele trei acte. Actul creației, să vedem cum a fost la început, actul căderii, să vedem ce s-a întâmplat datorită păcatului și actul răscumpărării. Să vedem ce se întâmplă în Hristos și prin Hristos. Și aplicația practică este că ne întoarcem la Dumnezeu, ne întoarcem la Hristos, ne întoarcem la Scriptură, ne întoarcem să-L punem în centru. Ne întoarcem să practicăm prezența lui Dumnezeu în familiile noastre. Ne rugăm în direcția aceasta.